bros in the straps. I'm talking now, I don't crap. I was so close to the ledge. DOT pulled on the rope and brought Nicki G back. Sinker still loaded, he building a trap. The world gon' wake up, they just took a little nap. Now that the world started at. I just took a trip around the road and I bought a backpack. All cash in it, shit I call a cab pack. Tryna steam me up, wrong boo, no cap. I came with a group who retaliate back. My cash blue, yours kinda mismatch. If you sneak this, don't pay mine of that. G5 posted on the wall like a tap. Where you been at? Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Câțiva dintre voi mi-ați cerut să fac un video despre freza mea deosebit de șucară, așa că poftim. Eu mă tund o dată la 2 sau 3 săptămâni la salonul Sebastian Călinescu Hairstyle din Craiova. Cel care mă tunde este Robert Dumitrescu, un tip foarte de treabă, o să-i las Instagram-ul în descriere dacă vreți să intrați să dați un follow. De asemenea, dacă vreți să vă faceți programare la el, puteți intra pe site-ul Nova Booker, scrieți acolo Robert Dumitrescu, alegeți data și ora și bum, v-ați făcut programare. Primul lucru pe care Robert îl face este să scurteze lateralele. Prima dată cu mașina, apoi cu foarfeca. Pentru mașina a folosit atașamentul de 2 mm până la jumătate, după care a continuat cu foarfeca. Acum vine partea mea preferată, adică conturul. Conturul practic dă acel sentiment de look fresh, iar vestea bună e că poți să-l faci singur acasă dacă ai puțină îndemânare și o mașină de tuns. Eu mi-l fac de obicei singur acasă la o săptămână după ce trec pe la frizerie. Apoi revine la bază unde mai scurtează puțin cu un atașament de 1,5 mm. După care urcăm la etaj. Pentru a lucra puțin mai ușor și pentru o precizie mai mare, părul trebuie să fie ud. Din față spre spate începe scurtarea din foarfecă, acum depinde de tine cât de mare vrei să fie, eu mi-am dat seama că părul mare nu e tocmai de mine, așa că am luat destul de mult din el. În final, părul e uscat și începe filarea. Eu am părul destul de des și 100% trebuie filat. Și voilà, tunsoarea e gata. Bun, acum că suntem din nou acasă, o să vă arăt cum îmi fac eu părul, pentru că la frizerie mi-l aranjează puțin mai diferit de cum îl fac eu de obicei. Dar înainte de asta vreau să vă arăt noua mea bibliotecă, după cum puteți vedea. Acestea sunt toate cărțile pe care le-am citit eu până acum. Dacă vă întrebați de ce ies eu un întrerupător din aceste trei cărți, este pentru că sunt despre iluminism. Să trecem înapoi la oile noastre, zic. Nu contează ce frizură ai, înainte să ți-o faci, trebuie mereu să te speli pe cap, pentru că practic dai un reset părului, pentru că dacă, să zicem, te trezești de dimineață cu o grămadă de zbârnei în cap și cu părul alandala, nu prea poți să faci nimic. Părul trebuie să fie umed. Apoi, cu ajutorul fenului, uscăm prima dată lateralele în direcția în care vrem să stea părul, adică spre față. Iar capul fenului ar trebui să fie în poziție verticală, nu așa, nu orizontală, verticală. Începem prima dată cu spatele. Bun, acum scoatem atașamentul și cu capul în jos o să uscăm de la creștetul capului spre față. Și în final, cu ajutorul periei de păr, tonul ridicăm în sus. Dacă nu aveți o perie, pur și simplu folosiți-vă degetele. E cam același lucru. Bun, am terminat cu fenul. Acum, ca să-mi stilizez părul, există două variante. Fie folosesc o pudră pentru volum, fie un clay. Acum, de cele mai multe ori, prefer să folosesc clay-ul, așa că și de data asta o să mergem pe varianta asta. Luăm nu mai mult și nici mai puțin de un deget. Frecăm bine în palme, până când arată așa.
ca și cum n-ai avea nimic pe palme. Și apoi, pur și simplu, aplicăm pe păr în toate direcțiile. Până la rădăcini. Ne jucăm puțin cu el. Și final folosești un fixativ pentru o fixare mai puternică, pentru că altfel mi-aș băga degetele în păr toată ziua. Și nu vrei asta niciodată. Aranjăm puțin firele care nu stau la locul lor. Și voilà, asta e marea mea frizură. Dacă te miști repede în 5 minute, ești gata. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe. Să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o. Și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram. Păi, eu vă urez sărbători fericite, să vă distrați de Crăciun și de Revelion. Pentru mine, 2018 a fost un an în care am trecut prin multe experiențe și am învățat multe din acele experiențe. Iar pentru 2019 vă urez vouă, cât și mie, să fiți o variantă mai bună a voastră decât cea din 2018. Nu mai bun decât alții, mai bun decât tu cel din trecut. Eu vă mulțumesc pentru fiecare comentariu pe care mi l-ați lăsat la videoclipuri, fiecare like, fiecare share și fiecare întrebare pe care mi-o puneți pe Instagram sau pe... pentru că am primit, da? Sau un comentariu pe YouTube. Pentru mine e un lucru super important că am reușit să am o voce a mea. E un lucru care mă face să mă simt mândru și pentru asta vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, adică anul viitor, nu uitați, pune o reușită, nu rate. Pa, pa!